Cantitatea mare de zăpadă depusă în munții Buceci și Făgăraș în ultimele zile i-a pus în alertă pe salvamontiștii din cele două masive. Conform buletinului nivo-meteorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie, gradul de producere a avalanșelor în aceste zone este de 3 pe o scară de la 1 la 5. Ținând cont de faptul că în această perioadă la munte sosesc foarte mulți turiști, salvatorii montani trag un semnal de alarmă. Toate traseele în abruptul prahovean sunt închise. Pe o scară de la 1 la 5, pericolul de avalanșă este în jur de o 3. În partea superioară a văilor s-au format cornișe care pot pleca oricând. Zăpada pe platoul Buceci începe de la 50 de centimetri în sus la câțiva metri în zonele unde este viscolită. Stratul de zăpadă depășește 150 de centimetri la Bâlealac, 40 de centimetri la Vârful Omu și peste 60 de centimetri la cota 1500 din Sinaia. În masivul Buceci, toate traseele de abrupt au fost închise circulației publice, singura cale de acces spre crestele munților fiind telecabinele din Sinaia și Bușteni. Pe majoritatea văilor s-au format cornișe amenințătoare de zăpadă, iar cei care pornesc pe traseele turistice din aceste zone o fac pe cont propriu, expunându-se la pericole foarte mari. Totuși, cei care vor ajunge pe platou pot surprinde imagini extraordinare.